Pentru că este regele nostru și ne-a mântuit sufletul, merită să fie înălțat, picat și cinstit între noi în această seară, mărire lui în veci. Astăzi, dragii mei, din nou suntem la o altă metaforă a Bisericii lui Dumnezeu, a creștinilor care alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu. De data asta, creștinul asemănat cu o lumină a Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să am un cuvânt din Evanghelia după Matei, de la capitolul 5. Evanghelia după Matei, de la capitolul 5. Intenționez să citesc versetul 14, 15 și 16. Pagina în Biblie 927. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, iluminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și iată care este efectul, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Odată cu tranziția aceasta de la un anotimp la altul, de la o vreme la alta, această varietate de temperatură și schimbare de anotimpuri și-a lăsat aprenta și în trupul meu. Mă încearcă de două zile o ușoară răceală. Dar îi mulțumesc Dumnezeului care m-a întărit și cred că mă va întări în continuare. Amin. Dragii mei, mă bucur să revin în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur să pot fi parte la părtășia Bisericii lui Dumnezeu. Și aș vrea în momentele care urmează la acest timp de studiu biblic, de analiza Sfintei Scripturi, pe temele pe care noi le avem prestabilite și propuse pentru edificarea noastră și hrana noastră spirituală de fiecare zi, aș vrea în această zi să privim la această comparație, asemănare, pe care însăși Biblia o face pentru calitatea noastră de creștini. Creștinul asemănat cu o lumină. Oare ce vrea să spună Dumnezeu prin această metaforă? Vreau să afirm încă de la început faptul că lumina a fost prioritatea lui Dumnezeu. Știți ce a creat Dumnezeu în prima zi? Exact lumina care este ce? Expresia priorității, dar și a slavei și prezenței lui Dumnezeu, dacă le vom corobora și cu alte texte biblice, mai ales din cartea Apocalipsa. Aduceți-vă aminte că temnicerul, când a rămas îngrozit de minunea pe care Domnul a făcut-o cu Pavel în temniță, a vrut în fază incipientă să se omoare. Și a strigat omul lui Dumnezeu să nu-ți faci niciun rău. Și știți ce a spus el? Dați-mi o lumină. Și acesta cred că este strigătul tuturor oamenilor care se află legați în tot felul de patim și păcate, aflându-se în temnițele lumii acesteia. E un strigăt pe care unii ori biserica nu-l mai aude. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne deschidă urechile și ochii, să putem auzi glasul oamenilor care se află în întunericul moral, care strigă, dați-mi o lumină. Și noi trebuie să fim nu doar purtători ai luminii lui Hristos, trebuie să fim proclamatori ai luminii lui Hristos și transmițători ai luminii lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute. În această seară, studiul meu se împarte în trei mari puncte. În primul rând, voi vorbi despre conotația luminii, în al doilea rând voi vorbi despre caracteristicile luminii, ca în al treilea rând să vorbesc despre condiții ca un creștin să poată lumina. Conotație, caracteristici, condiții. Atunci când vorbim despre conotația luminii, ne referim la semnificația ei. Vreau să știți că cea mai mare viteză descoperită la ora actuală în univers este viteza luminii, aproape 300 de milioane de metri pe secundă. Și
În urmă cu ceva vreme am făcut un studiu, acum doar evoc ceva din ceea ce altă dată am studiat, și mirat de ceea ce afirma psalmistul într-unul din psalmi, când privesc cerurile, luna, stelele, tot ce ai făcut tu, Doamne, și că ne-ai făcut cu puțin mai prejos pe noi, începe psalmistul într-o contemplare a ceea ce Dumnezeu a făcut să strige: mă minunesc și glorific numele Tău. Și la fel zic și eu. Când privesc la universul și complexitatea lui pe care Dumnezeu l-a creat, nu pot să nu zic: avem un Dumnezeu mare și glorios. De pe pământul acesta, ca să ajungi la lună, îți trebuie aproximativ 1,3 secunde cu viteza luminii. Să poți ajunge de pe pământ la soare, îți trebuie aproximativ 8 minute. Aceeași viteza luminii. Ca să poți ajunge, spun oamenii de știință, de pe pământ până la Alfa Centauri, cea mai apropiată stea de soarele nostru, îți trebuie aproximativ 4,5 ani. Pentru a străbate diametrul galaxiei noastre. Știe cineva pe ce galaxie stăm noi? Deseori ne auzim pe oameni când se supără și nici știi pe ce planetă ești. Hai că poate pe planetă nu, dar pe galaxie știm? Calea Lactee. Pentru a străbate diametrul galaxiei noastre ne trebuie 100.000 de ani. De la Pământ până la cea mai apropiată galaxie de Calea Lactee, Andromeda, ne trebuie 2,5 milioane de ani. Ca să străbatem de la un capăt la celălalt capăt al Universului, spun oamenii de știință, ne trebuie 156 de miliarde de ani. Acum, în galaxia noastră, Calea Lactee, sunt aproximativ 300 de miliarde de stele. Iar numărul galaxiilor din Univers, noi stăm doar pe o galaxie, iar numărul galaxiilor din Univers este de peste 100 de miliarde. Și când mă uit la Universul acesta atât de măreț și la faptul că Dumnezeu își caută treabă cu noi, nu pot să spun decât e harul lui Dumnezeu. Și câteodată avem o impresie atât de grozavă despre noi, dar noi suntem mai mici decât niște puncte în Univers. Doar că aceste ființe atât de mici, limitate, cum sunt eu și dumneavoastră, Dumnezeu are treabă cu noi. Numai cu aproximativ 2 zile mă sună o doamnă din Londra și spune: pastor, ai fost la noi în urmă cu vreo un an jumate, doi, la evangelizare. Zice: am vrea să repeți invitația. Zic: nu, că îs prins perioada asta și vreau să mă pot organiza foarte bine. Și zice: am totuși o rugăminte la dumneata. Zice: mai sunt astăzi proroce lui Dumnezeu? Și am ascultat o dezbatere cu dumneata și amul ne-a întărit că mi-a vorbit la diferite frământări pe care eu le aveam. Dar zice: mai sunt astăzi oameni al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește prorocei lui cu da și amin? Că e prea multă confuzie, prea multă tunerică în jurul nostru în ultima vreme. Și zic eu: da, cred cu toată inima că și astăzi Dumnezeu mai are vasele lui, slavă lui pentru asta. Zice: te rog, dă-mi și mie un vas. Dumneata, alegi mult, cunoști, știi? Și poate că mă poți pune în dialog cu cineva pe care tu te poți baza, din câte știi și cunoști tu, că este omul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește. Am dat două numere. Astăzi de dimineață îmi dă mesaj dânsa și spune așa: frate Timotei, zice, mai sunt prorocei Domnului. Dar zic eu: dar de ce zice asta? A început să-mi povestească necazurile și durerile prin care dânsa trece în ultima perioadă cu familia, cu soțul, cu toate frământările, boală și altele, și planurile pe care ei le au împreună. Ce, pastore, cu ceva vreme în urmă, nu știu exact cât timp, a fost o descoperire cu privire la decizia noastră și Dumnezeu ne-a spus prin prorocul acela atunci și lunile cât trebuie noi să așteptăm. Și zice: astăzi prorocul mi-a scris în mesaj exact perioada aceea. Un alt proroc, la distanță de probabil luni de zile diferență, același mesaj, și Dumnezeu mi-a spus foarte clar. Și spunea ea:
Și astăzi mai sunt prorocii Domnului prin care Dumnezeu vorbește matematic și punctual. Și vreau să vă spun că în orice vreme, oricât de mare ar fi întunericul, Dumnezeu își va păstra o sămânță de urmași, slujitorii săi, predicatorii săi, evangheliștii săi, cântăreții săi, prorocii săi, de care se va folosi până când Dumnezeu își va chema biserica acasă. Glorificat să fie Domnul! Acum, dragii mei, vreau să rostesc această primă afirmație. Când vorbim despre conotația sau semnificația luminii, vreau să afirm cu tărie faptul că lumina nu este un bun, este un subiect și este o stare, nu un bun. Deseori oamenii rostesc afirmația aceasta, mergem să luăm lumină. Dom'le, ce lumina să o luăm de la Ierusalim. Și se plimbă cu bunul respectiv, cu obiectul respectiv, cu lumânarea, crezând că dacă nu se stinge până ajung ei acasă și își pun o dorință, ea se va împlini. Ori Biblia spune, voi sunteți lumina lumii, în versetul 14. Asta înseamnă că lumina este un subiect și nu un bun. Și subiectul suntem noi, eu și dumneata. Și lumina mai este și o stare. Biblia când vorbește despre a fi lumină, se referă la avea o stare morală în acord cu voia lui Dumnezeu. Starea noastră să fie o stare a luminii. Dragii mei, Biblia spune că noi trebuie să fim fii ai luminii. Și înțelegând faptul că noi trebuie să fim fii ai luminii, îmi doresc din toată inima să fim și să avem lumina lui Hristos în viețile noastre. Știți că în Daniel, în capitolul 5, versetul 11, când a apărut problema visului lui Belșațar, a spus cineva, împărăteasă, în împărăția ta, împărate, este un om. Și vreau să afișează Daniel, capitolul 5, versetul 11. Ca să vedeți cât de clar spune Sfânta Scriptură. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău, adică Nebucadnețar, s-a găsit la el lumini, repet, lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Și ce mare har să se știe că în acest apus de istoria omenirii mai sunt oameni care au lumina Dumnezeului celui viu în viața lor. Pentru că există riscul în vremea asta din urmă, cum am spus și marți la rugăciune, să pierdem busola valorilor spirituale, să ne pierdem echilibru moral spiritual și să credem că orice înseamnă slujire, orice înseamnă închinare, orice înseamnă biserică, dar bine ar fi să avem lumina lui Hristos pentru a discerne între hrană otrăvită, stricată și sănătoasă, Dumnezeu să ne ajute. Acum, când vorbim despre caracteristicile luminii, prima particularitate, vreau să vă spun că lumina conferă viață. Dacă n-ar fi lumină, n-ar fi viață, plante n-ar putea să fie, animale, omul însuși are nevoie de lumină. Lumina emană nu doar lumină, ci căldură. Și prin procesul de fotosinteză dă viață tuturor lucrurilor din mediul înconjurător. Pentru că în Ioan, în capitolul 1, cu versetul 4, zice în el era viața și viața era lumina oamenilor. Adică, altfel spus, Biblia afirmă că cei care n-au lumina și nu sunt lumină, sunt morți. Sunt morți din punct de vedere spiritual. Iar omul dobândește viața spirituală, se naște din nou în urma dobândirii luminii lui Hristos în viața lui. A doua particularitate a luminii, lumina este vizibilă. Matei capitolul 5, 14, 15 zice că ea nu-i pusă sub obroc și zice dimpotrivă, ea nu poate să rămână ascunsă și dimpotrivă luminează tuturor celor din casă. Lumina pe care Hristos a prins-o în viața unui om nu poate să rămână ascunsă. Adică nu poate să spună colegul tău de bancă în clasa 12 ani, băi, n-am știut că ești pocăit. 12 ani sau 4 ani am fost colegi de liceu și n-am știut că ești pocăit. Nu poate să spună colegii tăi de facultate sau de muncă sau vecinii de pe strada ta, bă, n-am știut că tu ești pocăit. Lumina asta e vizibilă, lumina asta se observă. Zice că este așezată pe un munte înalt, văzută de toți oamenii. Și eu vă întreb în această seară, știu oamenii de lângă noi că suntem pocăiți? Știu colegii de facultate că noi suntem pocăiți? Știu vecinii de pe strada noastră, din apartamentele unde locuim, de pe scările de bloc unde suntem? Știu că noi suntem pocăiți?
Sau zic, bă, de cât pocăit ca ăla, numai eu îl aud cum țipă nevastă la el și el la nevastă asta, nu m-a pocăit, nu sunt. Monzat, cum a spus un vecin despre ceva, frate, zice, dacă ai ști că se ceartă ea ca orbi în curte în fiecare zi. Zicea Spurgeon, marele predicator, pe o rază de 30 de kilometri trebuie să se știe cel puțin că tu ești pocăit și te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și oamenii să știe, bă, omul ăla e cu adevărat pocăit. Omul ăla îl slujește pe Dumnezeu. Lumina asta trebuie să se vadă. De ce suntem noi mai puțin vizibili? M-a durut ca într-un context să-mi spună o doamnă, mergând la un salon de frizerie, să zică, cu privire la o biserică, n-am știut că există biserică penticostală în zona respectivă. Amu, nu-i vina ei. E vina noastră. Pentru că oamenii din jur ar trebui să știe că aici este un loc în care poate veni bolnavul să găsească vindecare. Poate intra păcătosul să găsească mântuire. Poate intra cel legat de diavolul, de vicii, să găsească eliberare și restaurare prin puterea lui Dumnezeu. Oameni care sunt la capătul puterilor, care amenință divorțul și gata să se distrugă cu totul, și ei să găsească lumina lui Hristos. A sunat un frate din biserică și mi-a zis zilele trecute, luni, marți, nu mai știu exact când, și zice, a venit familia cu tare duminică seara la biserică, zice, n-ai fost, am înțeles aluzia, și zice, să știi că a luat o Biblie și ar vrea să-L urmeze pe Domnul. E cercetare, are întrebări, are frământări. Și zic, zi să meargă miercuri cu mine la covasta, adică ieri. Și împreună cu fratele și cu omul respectiv, ne-am dus în slujire în zona Covasnei. Am slujit acolo. A fost așa o primire foarte ospitalieră a fratelui, care întâi am constatat că era primarul comunei respective. Și i-am spus domnului primar, astăzi am făcut cunoștință, ăsta e frate de credință, și zic, ăsta e viitor frate de credință. Dânsul zice că n-a auzit. Dar am știut noi. Și am știut eu. Tocmai după frământările și luptele pe care le-am avut cu câteva ore înainte să ajung la seara de evanghelizare. Niște semnale pe care le simți în Duhul tău. Faci foarte multe evanghelizări, cam simți în Duhul tău de ce uneori se întâmplă foarte multe lupte. Și știi că e o seară de biruință când Dumnezeu pregătește să mai smulgă suflete din iad. Și aseară, după ce am slujit, în urma chemării care s-a făcut acolo, printre cei care au ieșit în față a fost chiar Domnul acesta, care aseară au hotărât să se predea lui Dumnezeu, a ieșit în față, ne-am rugat pentru el. Și discutam în timp ce eram în mașină, punea întrebări, de ce așa, de ce așa? Domnul Timotei zice, păi zice, dumneavoastră trebuie să faceți evanghelizări, colo, 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 prin parcuri, pe alea. Că sunt o grămadă de oameni ca mine, zice, care nu știau. Că noi trăiam în minciună, de ce noi nu facem semnul crucii și ei îl făceau? Și am început întrebări de om care nu înțelegea prea multe. Domnul zice, până la vârsta asta de 50 de ani eu am trăit în întuneric. Eu n-am știut, dar se întâmplă ceva când Duhul lui Dumnezeu intră în viața omului. Dumnezeu îi aduce lumină și să vedeți, omul în vârstă se face ca un copil. Ca un copil ce... Eu nu știu, zice, cum e asta? Cum e asta? Cum e asta? Pentru că se întâmplă ceva când lumina lui Hristos pătrunde în viața omului. Și vreau să vă spun, dragii mei, că ăsta este adevărul. Când Hristos aprinde o lumină, lumina asta trebuie să se facă vizibilă. Oriunde ai fi, lumina lui Hristos să fie emanată. Și îmi doresc din toată inima ca proiectul ăsta evanghelistic, misionar, să însuflețească întreaga congregație. Dacă ne mai dă Dumnezeu luni și ani, să putem arde pentru nemântuiții din orașul acesta, care trebuie să fie mântuiți și să găsească lumina lui Hristos, Dumnezeu să lucreze. Între caracteristica acestei lumini, lumina asta e victorioasă, Ioan 1:5, întunericul n-a biruit-o. Așa că vestea bună este aceasta, dacă dumneata ești o lumină, iar în casa ta este întuneric, ești cu un soț care este emanația întunericului, cu niște copii fii risipitori.
Vestea bună este că dacă dumneata îți păstrezi lumina până la capăt, întunericul n-are să te biruie, ci dimpotrivă, lumina va birui întunericul. Că dacă ai intrat într-o încăpere unde este întuneric și noi știm ce este întunericul, nu? E absența luminii. Și apeși pe întrerupător, se aprinde lumina, se dispersează și se împrăște întunericul. Dumneata trebuie să fie o lumină. Acum, știu că poate că uneori e testul perseverenței, altul e testul luptei. Sunt multe legături cu care oamenii îți legați de către diavolul. Dar în general, vreau să cred ceva. Că dacă tu ești bărbat și ești lumină și soția ta încă nu-i pocăit, eu îmi bai cu tine ca bărbat, dacă în ani de zile tu nu-ți vei câștiga soția ta. Pentru că tu trebuie să ai autoritatea de la Dumnezeu. Trebuie să ai puterea și lumina să-ți câștigi partenerul de viață. Să-ți câștigi copiii pentru Domnul. Pentru asta e nevoie de post mai mult. E nevoie să fii un model pentru ea. E nevoie să fii un model pentru copii. Pentru că întunericul nu poate birui lumina. Lumina va birui întunericul. Aceasta este declarația Sfintei Scripturi. Și o cred cu tărie. De aceea, până la capăt să ne facem datoria de lumina lui Hristos. Câteodată am văzut că unii parteneri nu reușesc să păstreze nivelul de lumina lui Hristos cu cei din familie, pentru că psihologic sunt tentați să comboare cumva standardele. Nu-i așa că dacă te întâlnești cu domnul pastor, ești mai atentă când vorbești. Nu-i așa că atunci când te întâlnești cu frații și surorile de la biserică, ești mai atent când vorbești. Nu-i așa că atunci când ești cu colegul de muncă, care e proclamat identitatea ta, că tu ești o urmașă și o urmașă a lui Hristos, cu mai multă atenție te comporți. Și chiar dacă ți-ar vorbi urât și nepotrivit, zici, bă, el e întunericul, e lupta mea, eu trebuie să fiu lumină, trebuie să-l câștig pentru Hristos. Dar se întâmplă ceva cumva psihologic. Când ajungi acasă, există riscul să crezi că dracul nu-i și acolo. Nu-i mai mult acolo. Și parcă trebuie și tu acum, că prea ai stat așa încordat, să cobori un pic standardul cu nevastă ta. Să cobori un pic standardul cu pruncii tăi. Să cobori un pic standardul cu bărbatii tu. Și vreau să vă spun că standardul nu trebuie niciodată coborât. Chiar și în familia noastră să păstrăm nivelul de circunspecție, de veghere și să luminăm chiar și acolo, că ei se uită la noi. Păi nu-i putem minți. Deseori am spus fraților când mă invită prin evanghelizări, așa, și ca o șansă ca să pot câteodată să merg împreună cu familia, am zis, mă, oameni buni, dacă vreți să testați calitatea unui predicator, chemați soția la evanghelizare. Dacă soția nu ascultă și nu dă doi bani pe predicile lui, înseamnă că n-are ce spune, doar bun teoretician. Cine poate cunoaște mai bine nivelul de pocăință al unui bărbat decât soția? Al unei soții decât bărbatul? A unor părinți decât copiii? De aceea vreau să vă spun în această zi. Am întrebat zilele trecute, era în Germania, și am întrebat într-un an de zile un copil de vreo aproape 6 ani, îi zic, cum e tata, ai pocăit? Da, zice, tata, ai pocăit. Mama? Zice, nu prea. Zi mai zi o dată, că când a venit taică, într-adevăr nu era nici maică-s acolo, nu era nici taică-s, că s-a dus să comande ceva și apoi a venit și zic, mai zi o dată ce ai zis, cum e tata? Tata zice, e pocăit, se roagă zilnic, cu Biblia zilnic. Mama zice, mama, nu prea, zice, nu prea. Și să știți că pruncii noștri observă foarte bine lucrurile astea. De aceea să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să înțelegem că noi trebuie să purtăm lumina lui Hristos, indiferent de negura și de întunericul la care suntem expuși. O altă caracteristică a luminii. Lumina descoperă realitatea lucrurilor. Spune Ioan capitolul 3, versetul 19. Ioan capitolul 3, versetul 19. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și vă rog să rețineți că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, că voi reveni asupra acestei sintagme biblice. Ca în Marcu, capitolul 4, versetul 21 și 22, să spună, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Și versetul 22. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Deci, o altă particularitate a luminii e că descoperă realitatea lucrurilor. Noi câteodată putem să ne mințim pe noi și ne putem minți pe oameni, dar numai atunci când Hristos va da pe față caracterul meu, viața mea, trăirile mele, scopurile mele, intențiile mele, motivațiile mele, atunci văd cu adevărat identitatea mea
Și atunci vezi cu adevărat identitatea dumneata. Pentru că rolul luminii este să descopere realitatea despre lucruri. Aduceți-vă aminte că în Luca 15 cu 8 a trebuit ca femeia care număra bănuții pe întuneric, de ce pe întuneric, e limpede, nu? Să nu vadă vecinii că am eu bani, că mi-ar da spargerea în casă. Și număra un bănuț, 2, 3, 10. Numai că unul i-a scăpat printre degete. Și știți ce a făcut ca să găsească bănuțul? Că n-a avut șansă. După ce a măturat casa, a prins o lumină, zice Biblia. A măturat casa, a prins o lumină. E nevoie de lumina asta. Lumina asta descoperă realitatea lucrurilor. Și am zis că revin asupra sintagmei de mai devreme. Ce că atunci când lumina a venit, oamenii, inclusiv izraeliții, au respins lumina. A venit la Isai, Ioan capitolul 1, dar Isai nu l-au primit. Și de ce credeți dumneavoastră că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina? Știți de ce? Ca să nu li se vadă ce? Faptele. De ce nu deschid oamenii ușa mântuirii lui Hristos? Ci iată, eu stau, Apocalipsa 3 cu 20, nu? Iată, eu stau la ușă și bat. De ce nu deschid oamenii ușa? De ce nu vă deschideau pruncii dumneavoastră când erau adolescenți ușa în cameră? Știți de ce? Că era deranj în cameră. Șosetele ați vârlite invers, cărțile răsturnate și fiind dezordine, se simțeau incomozi. Să vii tu ca mamă care era într-o chiparea curățenie, iar ai pus cărțile alea așa, iar și ai aruncat șosetele alea invers. Pentru că mama iubea curățenia, ordinea. Și exact așa se întâmplă cu oamenii păcătoși. Ei nu suportă lumina lui Hristos. Și ei preferă întunericul. V-ați întrebat de ce la discotecă sunt puține lumini și mai mult întuneric? Pentru că oamenii n-au nevoie de lumină ca să nu se vadă faptele. Și acum mă întreb câteodată că sunt instituții religioase, ca să nu le numesc biserici, că aș greși termenul, care vor să mai ia din lumini, să facă cât mai mult întuneric. Și expresia asta spune ceva psihologic și spiritual. Dar noi trebuie să avem ochii deschiși. De ce trebuie eu să pun tot felul de lumini și să atenuez capacitatea luminii? Știți de ce? Pentru că asta e expresia sufletului. Pentru că oamenii vor să ascundă mojicia, faptele lor abjecte, josnice, păcătoase. Și oamenii cu cât se îndepărtează de adevăr de lumină, caută mai mult întuneric decât lumină. Dar iată ce spune în Fapte 28, ca să nu știți că vorbesc de la mine. Are Timotei ceva cu cineva? Nu, să-mi cu Biblia. În odaia de sus, zice Pavel, unde eram adunați, zice doctorul Luca, inspirat de Duhul Sfânt, despre contextul în care Pavel predica, în contextul Eutih, unde erau adunați, erau... Oare e întâmplătoare afirmația asta? Și noi vrem să facem cât mai puține. Dumnezeu să aibă milă de noi. Lumina oferă călăuzire, Iov 29 cu 3. Și aș mai zice câte ceva aici. Zice Iov omului Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Iată că lumina are rol călăuzitor. Arată lucrurile cum sunt și te călăuzește. Încă câteva caracteristici ale luminii, acum interpretate mai mult în dimensiunea spirituală decât în dimensiunea fizică sau materială. Vă aduceți dumneavoastră aminte că în Exod capitolul 10 cu versetul 23 se spune că una din plăgile care a venit peste poporul egiptean, fiindcă n-au lăsat pe copilul Israel să plece în țara promisă, a fost și întunericul, care a durat câte zile? 3 zile. Și durând 3 zile întunericul, zice că totuși Domnul a făcut o delimitare între egipteni și poporul lui Dumnezeu Israel din Ținutul Gosen. Și auziți ce zice? Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile, asta în Egipt. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel, adică în Gosen, era lumină. Era lumină. Iată diferența. Și hai să mai observăm acum în dimensiunea spirituală câteva caracteristici, repere ale luminii. 1 Ioan capitolul 2, versetul 9 și 10. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric, până acum. Adică o altă caracteristică a luminii, interpretată metaforic, este faptul că iubește.
Iar dacă eu nu iubesc pe fratele de lângă mine, înseamnă că eu nu mai rămân în lumină. Nu pot coexista două lumi, întunericul și lumina, ori una, ori alta. Iar omul, în sufletul căruia a pătruns ura, ranchiuna, spiritul de răzbunare, spiritul vindicativ, răutatea, înseamnă că el s-a deconectat de la sursa luminii și este întuneric. Și acum eu vă pun întrebare. Urâm noi pe cineva? Dacă noi nu iubim pe cei de lângă noi, înseamnă că noi ne-am deconectat de la lumina lui Hristos. Numai cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. O altă particularitate. 1 Ioan 1, versetul 3. Haideți să citim de la versetul, deci 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3 și apoi versetul 7. Haideți să citim mai întâi versetul 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul Său, Iisus Hristos. Versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Și o altă particularitate a luminii lui Hristos din sufletul tău este că vei căuta permanent părtășia cu frații și surorile de la biserică. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Când omul se deconectează de la lumina lui Hristos, zice, sunt prea multe programe de biserică. Când omul se îndepărtează de prezența lui Hristos și de lumina lui Hristos, spune, nu mai vin slujba asta la biserică. Iar rugăciune, iarăși post, iarăși biserică, iarăși predică, iarăși închinare, iarăși repetiții. Și uitați-vă că am observat viața unor oameni. Unii dintre ei au crescut în biserică. Fost poate contemporani cu mine la studiile biblice și școlile duminicale care se făceau. Și numai ce au trecut timpul și au ajuns niște adolescenți pe la 16-17 ani. Și dintr-o dată, vedeai că orăresc cu biserica, orărau cu repetițiile, nu mai veneau pe la repetiții, nu mai veneau pe la studii biblice. Și numai ce au auzit dintr-o dată, bă, zice, s-a dus. De ce? Pentru că atunci când omul nu iubește părtășia cu sfinții și fuge de părtășia cu ei, e semn că omul ăla nu mai umblă în lumină, umblă în întuneric. Cu cât noi umblăm mai mult în lumină, căutăm mai mult părtășia cu Dumnezeu și unii cu alții. Biblia este foarte elocventă în direcția aceasta. Și unii confundă părtășia cu socializarea. Știi ce ar fi fain? Ar fi fain, frate, să mergem, să stăm la un restaurant, să servim ceva, să stăm la o alună, la o sămânță, la o cafea, la o discuție. Ce cea fain ar fi, zice, cum a fost azi la biserică? A fost har, frate, zice, s-a pus masă, a fost bine. Și confundăm mesele, că unii nu mai au, nu mai dau mese de dragoste, au doar dragoste de mese. Și confundă părtășia cu socializarea. Ori vreau să vă spun că părtășia este cu mult mai mult decât socializarea. Părtășia înseamnă ca în cadrul acela să poți să simți atingerea Duhului Sfânt, să te poți bucura de prezența Duhului Sfânt care lucrează în ființa ta și să poți pur și simplu să ridici mâini curate spre cer și să spui, bă, a fost o seară înălțătoare, am simțit prezența lui Dumnezeu. De aceea să ne ajute Dumnezeu să căutăm părtășia mai mult decât socializarea. Știți că Efeseni capitolul 5 cu versetul 9 spune că roada luminii, și iată aici particularitățile, roada luminii sau rodul luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. Bunătate. Putem noi să vorbim de bunătate și chiar bunătate pentru vrăjmașii noștri, că noi nu suntem în stare cu toate să fim oameni. Bă, de cât ai nevoie? De atât, te ajut. Să mai predic în seara asta, să putem să fim noi, să ajutăm pe aia din Galați. Să ajutăm pe cei care sunt cu inundații, cu cei care traversează greul, pe văduvă, pe orfan. Când noi
Nu mai putem să fim oameni, dar aminte creștini. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire. Asta înseamnă sfințenie și adevăr. Cum stăm noi cu adevărul? Frații mei, noi ne putem testa dacă suntem oameni ai adevărului și ai integrității, nu când avem nimic de pierdut. Am ajuns la concluzia câteodată că lângă anumite categorii de oameni nu poți să vorbești decât lucruri neutre. E soare, plouă, e cam frig și cam atât. Că mai mult e riscant. Și uitați-vă, dragii mei, că atunci când trebuie să rostim generalisme triviale, oricine poate să spună adevărul. Dar aici se referă dacă poți să spui adevărul când e imaginea ta în joc. Dacă poți să spui adevărul când tu ai de pierdut. Când ți se nesocotesc anumite drepturi ale tale, atunci se dovedește calitatea ta de om al adevărului. Când trebuie să pierzi anumite interese, dorințe, planuri, obiective pe care tu le ai, să poți rămâne în adevăr. Doamne, ajută-ne! Și în Ioan capitolul 12, cu versetul 35, mai spune aici Sfânta Scriptură în felul următor, cu privire la ultima particularitate a luminii. Omul, în sufletul căruia este lumina lui Hristos, el nu umblă în confuzie. Și el are siguranța mântuirii și a destinației sale finale, că va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Ioan capitolul 12, cu versetul 35, Domnul Iisus Hristos spune acolo: lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Și stai de vorbă cu oameni și zic: tu știi unde mergi dacă pleci din lumea asta? Nu știu. Știți de ce? Pentru că sunt în întuneric. Cine umblă în întuneric nu știe care este destinația lui. Cum vi s-ar părea dumneavoastră să mă vedeți că am ieșit din casă, am urcat în mașină și îmi puneți o întrebare: frate Timotei, de unde mergeți? Nu știu. Vă zice ăsta, cred că trebuie să meargă la un psiholog. A plecat de acasă, dar nu știe. Știți că o grămadă de oameni, când îi întrebi, știi unde pleci când vei pleca din lumea asta? Zice, de știut știu că plec, dar de știut unde ajung, nu mai știu. Așa diavolul, dragii mei, ne minte pe noi oamenii. Ori vreau să vă spun că cine este în lumină știe unde merge, numai cine umblă în întuneric nu știe unde merge, este amenințat de confuzie. Și ultima parte a predicii mele și poate cea mai aplicativă și esențială parte a predicii, dacă am vorbit despre conotația luminii și despre câteva caracteristici ale luminii, vreau să vorbesc despre câteva condiții pentru a rămâne lumină și pentru a reuși performanța spirituală de a lumina în orice context al vieții te afla. Știți că, nu știu dacă am mai spus în altă ocazie, povestea licuriciului și scorpionului, să întâlniră ei. Și a prins scorpionul pe licurici și a zis, zice licurici, omul că m-ai prins înainte să mă omori, am și eu trei întrebări pentru tine. Prima, ți-am greșit cu ceva? Mm-mm. Fac parte din hrana ta zilnică? Nu. A treia întrebare, și atunci de ce vrei să mă omori? Nu mai suport să văd lumina ta. Și vreau să știți că diavolul n-are treabă cu oamenii care umblă în întuneric. Ce-a sortit pieirii. Diavolul este deranjat de oamenii care luminează. Care spun eu, nu mint, nu mă compromit, spun adevărul, rămân în lumină, fac faptele credinței și apăr cu orice preț valorile moral creștine. Diavolul se simte deranjat de oamenii ăștia. Ei sunt o amenințare pentru diavol. De aceea întotdeauna vor fi lupte. Și atunci, în această seară, pregătindu-ne, haideți să observăm trei condiții cheie care ne vor ajuta să putem să rămânem și să putem emana mai departe lumina lui Hristos în viețile noastre. În primul rând, ca să putem avea lumina lui Hristos, prima condiție, rămâi conectat prin credință la sursele de alimentare ale luminii. Conectare la sursele de alimentare ale luminii. Eu dacă aș lua un bec, cel mai scump bec,
și l-aș pune aici și nu l-aș conecta la o sursă de curent electric, cât de scump și de bun ar fi luminătorul acela și de mare, el nu poate lumina. Știți de ce? Că nu-i conectat. Dar dacă este conectat, becul acela poate lumina chiar și în cea mai adâncă și mare beznă dintr-o peșteră. El nu se plânge că e întuneric și frig aici. Nu! Dacă l-ai conectat și lumină, ăla și în cea mai neagră și întunecată peșteră, îl luminează. Dacă dumneata ești o lumină a lui Hristos, oricât de mare este negura și întunericul din casa ta, din familia ta, din mediul în care tu lucrezi, tu vei putea lumina. Știi de ce? Că ești conectat la sursă. Numai întreruperea de la sursă îți fură capacitatea de a putea lumina. Iar ca să putem rămâne în lumină și să putem emana lumina, trebuie să fim conectați la sursele de alimentare ale ei. Haideți să observăm în Biblie câteva surse ale luminii. Prima sursă a luminii este prezența lui Hristos în viața omului. Ioan 8:12, Domnul Iisus Hristos a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Prima sursă care mă ține conectat la lumină este să-L am pe Hristos în inima mea. A doua sursă este prezența Duhului Sfânt peste viața mea. Roman, capitolul 9, cu versetul 1. Spune: adevărul în Hristos nu mint, spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Cine poate lumina? Duhul lui Dumnezeu. E a doua sursă de alimentare a luminii. Și a treia sursă de alimentare a luminii este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ca în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 3 și 4, Apostolul Pavel se spune: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă cine a orbit-o? Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă ce? Strălucind Evanghelia slavii lui Hristos. Cine poate face să strălucească cu lumina sa? Evanghelia lui Iisus Hristos, care este ce? Chipul lui Dumnezeu. Există o lumină strălucitoare a Evangheliei lui Dumnezeu. Și când eu sunt permanent conectat la Iisus, la Duhul Sfânt, la citirea Sfintei Scripturi, din mine va emana lumina lui Hristos. Dar că noi suntem conectați la alte surse decât acestea, cum ar fi horoscop, zodiac, telenovele, filme, TikTok-uri, televizor și multe altele asemenea acestora, e în mod evident că lumina mea se va pierde. Dar când eu sunt conectat la Hristos, la cuvântul lui Hristos, se întâmplă ceva. Lumina Evangheliei lui Hristos va străluci peste mine. A doua condiție, dragii mei, ca să putem lumina, este curăția ochilor. Și aici voi vrea să mă opresc puțin. Matei, capitolul 6, versetul 22 și 23, Domnul Iisus Hristos a afirmat: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, ziceți dumneavoastră, tot trupul tău va fi plin de lumină. Deci a doua condiție ca să poți păstra lumina lui Hristos în viața ta este ce privești cu ochii tăi. Știți că 85% din informație vine prin privire? Prin ce vedem? După cum hrana pentru trup intră prin gură, hrana pentru suflet intră prin vedere. Ce vedem noi? Și Biblia spune foarte clar: a doua condiție ca să poți păstra lumina, nu doar conectarea la sursele ei, curăția ochilor. Unde privesc ochii tăi? Și vreau să vă spun în seara asta, dragii mei,
că cea mai mare problemă pentru care adolescenții se distrug, pentru care familiile se distrug, pentru care bărbații își abandonează nevestele și nevestele își abandonează bărbații și părinții își abandonează prunci, e că la nivelul ochilor sunt pătați, infestați de toate virusurile păcatului pe care diavolul le-a pătruns și le-a adus în sufletul lor. Și vreau în seara asta să ne întrebăm în modul cât se poate de serios. Ce oferim ochilor noștri? Frații mei și surorile mele, într-o lume în care la un simplu clic distanță de tine sau la o schimbare de televizor și de program de televiziune, poți sta lucruri onorabile care să te ajute sau cele mai scârboase și idoase lucruri care pot să strice puritatea, sfințenia și valorile lui Dumnezeu din sufletul tău, există un risc foarte mare ca omul să-și poată murdări mintea. Și ca să păstrez lumina lui Hristos în viața mea, contează la ce mă uit. Și știți ce spune, ca să fiu mult mai direct în seara asta, știți ce spune Iov? Făcusem legământ cu ochii mei. Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fete fecioare. El n-avea internet și n-avea telefon atunci și n-avea televizor. Dar erau oameni și erau circumstanțe și ce a zis Iov? Am făcut un legământ cu ochii mei să fiu fidel soției mele toată viața. Și fidelitatea începe cu ochii mei. Să pot să am ochi doar pentru soția mea. Și să mă pot iubi cu toată inima mea până la capătul vieții mele. Și mulți oameni au pierdut lumina lui Hristos din viața lor. Tocmai din cauza faptului că au lăsat ca privirea lor să vadă orice. Ai grijă la ce privești. Că ce privești va naște gânduri în mintea ta. Gândurile tale vor naște vorbe sau cuvinte. Și să știți că omul care are vorbirea spurcată are mintea spurcată. Întotdeauna va fi așa. Psihologic s-a demonstrat. Un om cu cât nu poate să țină mai mult în frâu gura are mintea și ochii stricați. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Și în seara asta vreau să vă spun, dragii mei, privire necurată aduce gânduri necurate. Gândurile necurate nasc vorbe necurate. Nu poți permite să ai vocabular vulgar. Nu-ți poți permite bancuri prostești și nici cu tentă imorală. Că înseamnă că mintea ta e stricată de-a binelea. Vorbele tale vor naște ce? Faptele tale. Și dacă cuvintele tale sunt murdare, și faptele tale vor fi murdare. După faptele tale vor fi ce? Obiceiurile tale. Și au fost niște fapte care vor naște niște obiceiuri. Și duminică seara, după seara de evangelizare, m-a oprit un domn și mi-a zis, sunt în biserică de atâția ani. Și a zis, Domnule, mi-e rușine să vă spun, dar am crezut că dumneavoastră sunteți singuri care puteți să mă ajutați, zici. Așteptam, astăzi, toată ziua, am fost înfrânt de diavolul. Și m-am luptat fiindcă știam că dumneavoastră veți veni la noi la biserică. Și vreau să mă ascultați 5 minute și spun, care e problema ta, Domnule? Și spune omul ăsta, de atâția ani sunt în biserică, dar problema mea, mi-a spus el, e problema pornografiei. Mă chinui acest demon de ani de zile. Și zice, pastore, am încercat oricum să mă schimb. Și după o săptămână, două, trei, cădeam din nou. Și am simțit de multe ori că nu mai pot și diavolul mă chine și își bate joc de viața mea. În ultimul hal, fă ceva și ajută-mă. I-am dat câteva sfaturi, m-am rugat pentru el. Și mi-am dat seama, dragii mei, că diavolul vrea ca prin intermediul acestor ruși ale vederii să strice mintea omului și de la fapte ajunge la obiceiuri, de la obicei va deveni ce? Caracter, iar de la caracter va deveni ce? Destinul nostru etern. Și totul a început cu o privire. Să-i dai la 12-13 ani pruncului tău telefon înseamnă să nu te mai întrebi vreodată dacă va ajunge în rai sau în iad. Nu, înseamnă că deja l-ai băgat în iad.
Și ca să știi că nu ți-a spus nimeni, îți spun eu seara asta. Îl bagi în iad. Telefonul e pregătit pentru pruncul tău, dar pruncul tău nu e pregătit pentru telefon la 12 ani. Și dacă îl dai dei la o oră, să-și facă temele, și până nu va ajunge la maturitatea să poată el să aibă o relație personală cu Dumnezeu, fă ca tată și ca mamă cât poți ca să evite nebunia lucrurilor stricate. Vreau să știți că bisericile slabe și slujitorii sunt slabi din cauza faptului că n-au avut grijă să-ți păstreze curăția ochilor. Și uitați-vă ce spune Biblia, că n-are rost să te înșeli în seara asta. Ochiul e lumina trupului tău. Dacă ochiul tău e sănătos, trupul tău va fi plin de lumină. Am să spui, am lumina lui Hristos și tu ești îmbibat de tot felul de priviri deșarte și păcătoase. Nu, nu, tu ești un om din cap până în picioare murdar. Și n-are rost să te minți. Trebuie să vii la Hristos, trebuie să ceri eliberare, trebuie să ceri salvare și să-ți faci și tu jurământ ca Iov și să spui, vreau să-mi păstrez ochii curați și diavolul să nu mai reușească să mă ademenească. Nu vedeți că diavolul prin mass media, prin modă, prin filme, prin reclame, prin tot ce se întâmplă în lumea asta, e un asediu pentru mintea noastră, pentru călcarea în picioare a valorilor morale, a sfințeniei, a pudorii, a rușinii, a evlaviei. Și trebuie să ajungem în punctul în care să spunem și noi ca Iov, suntem hotărâți să păstrăm ochii și mintea curat. Că dacă nu, vreau să știți că e doar o chestiune de timp când diavolul va face ravagii în casă și în familie. De aceea, în această seară, rog pe Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a înțelege că pentru a păstra lumina pe care am primit-o de la Hristos, prima condiție, rămân conectat la sursele Lui, la Hristos, la Duhul Său și la Cuvântul Său în fiecare zi. Doi, nu doar că rămân conectat la sursele sale de alimentare, am grijă la curăția ochilor mei. Și mă lupt din toată inima mea să-mi păstrez privirea curată. Și când voi avea privirea curată, voi avea gândurile curate. Și Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul lucru, a treia condiție pentru a rămâne lumina lui Hristos în tine este rămânerea în sfeșnic. Matei capitolul 5, versetul 15. Ce fac oamenii cu lumina? Nu o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic. Și o pun în sfeșnic. Ce oare să lumine, ce oare să simbolizeze sfeșnicul? Coroborat cu Apocalipsa 1 cu 20. Haideți să vedem. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Și cele șapte sfeșnice sunt deci sfeșnicul reprezintă biserica. A treia condiție ca omul să poată păstra lumina în sufletul lui este să rămână conectat la o biserică sănătoasă. Și are să spună despre una dintre biserici în Apocalipsa Domnului Iisus Hristos: întoarce-te dar la faptele dintâi. Întoarce-te dar de unde ai căzut, întoarce-te la faptele întâi, altfel voi veni și îți voi lua ce? Sfeșnicul din loc. Sfeșnicul înseamnă biserica. A treia condiție ca să poți rămâne un luminător și un far aprins pentru Domnul este să fii apartenentul unei biserici sănătoase. Familie sănătoasă, biserică sănătoasă. Biserică sănătoasă, eu sunt un om sănătos. Știți că există un dicton, ești ceea ce mănânci. Exact așa se întâmplă și în biserică. Dacă eu mă duc într-o biserică și povestea fratele Neac, că numai cu vreo 30 de ani a fost o descoperire de la Dumnezeu, cu un pom foarte mare, cu foarte multe ramuri. Varietatea aceea de ramuri și pomul ăla mare, a ieșit un lăstar prin care se spunea și un trecător care trecea pe acolo zicea așa: noi nu vrem să fim niciodată mustrați,
Și unul din duhurile pe care diavolul le-a adus în ultima vreme în multe biserici este: merge oricum, merge și așa. Decât să rămânem noi la standardul pe care Dumnezeu ne l-a cerut, coborâm noi standardul și încercăm să negociem noi cu principiile și poruncile lui Dumnezeu. Și nu vedeți că nu mai este la modă mustrarea? Nu mai este la modă să se spună adevărul? Doamne, lasă că o merge cu toți în rai, nu-i niciun bai, fiecare să facă ce vrea cu viața lui. Un soi de dezinteres și de ignoranță și de lăsare spirituală. Ori vreau să vă spun în seara asta, dragii mei, că Biblia spune: mustră pe cel înțelept și ce va face? Se va supăra? Va tânti ușa. Mustră pe cel înțelept și se va face cum? A, dar cu condiția să fi fost înțelept. Dar dacă nu, nu-i pot da eu înțelepciunea. Asta o dă Domnul și mie și dumneata, cu condiția să o cerem. Dar nu oricum, cu credință. Că altfel se mănânc cu valul mării, care se clatină ușor. De aceea, dragii mei, a treia condiție ca să poți rămâne o lumină a lui Hristos și să poți fi o torță care să lumineze în întunericul din jur, este să rămâi într-o biserică sănătoasă. Știți cât de important este asta? Și mă veți întreba în seara asta ce înseamnă o biserică sănătoasă. Și vreau să pregătim imediat o cântare să încheiem. Dragii mei, în mod evident n-am timp să răspund la întrebarea asta în mod plenar, dar vreau în zona de concluzie să vă spun două, trei lucruri. Într-o biserică unde se perpetuează păcatul și nu se disciplinează păcatul și unde nu se predică împotriva păcatului și se predică doar adevăruri generale menite să nu deranjeze conștiința nimănui ca nu cumva data viitoare să nu mai vină, aia nu-i biserică sănătoasă. Într-o biserică sănătoasă se predică tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Într-o biserică în care se predică numai o parte din Biblie, e foarte clar, zice Biblia că cine scoate din cuvântul lui Dumnezeu, îi scoate și Domnul dreptul. Și atunci, eu cum pot să mă joc cu mântuirea mea? Trebuie să rămân într-o biserică care predică tot planul lui Dumnezeu de mântuire, care acceptă tot planul lui Dumnezeu de lucru, 2, care disciplinează păcatul, 3, care predică învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu. Pentru că în funcție de grana pe care eu o predic aici, dumneavoastră veți fi sănătos sau nu spiritual. Uitați-vă că noi de aici dăm tonul. Dacă noi prin predicile noastre coborâm standardul și nivelul spiritual, o să vă inoculăm cumva subtil ideea că sunteți bine așa și că suntem bine așa. Dar cu cât noi venim din rugăciune, din cercetarea cuvântului și vă ducem acolo unde Dumnezeu vrea să ne ducă pe fiecare la nivelul spiritual, tu vii joi la biserică și numai ce a hărțuit diavolul și colegii de la muncă de tine, parcă așa ai fost tentat să cobori standardul. Și seara asta te-ai simțit în fața predicii pe care Duhul Sfânt a pus-o în fața dumneata, atât de mic, și spui: Doamne, dar cât mai am eu de urcat? Și atunci ce să fac? Să cobor eu standardul? Nu, nu. Să urcăm cu toții la standardul la care Dumnezeu ne vrea. Și cu toții, dragii mei, să putem să trăim într-o neprihănire. Spunea teologul danez, uite că scapă numele lui acum, marea problemă a omenirii nu-i că țintește prea sus și eșuează, e că țintește prea jos și nimerește de minune. Ori la fel vreau să vă spun că este și în dimensiunea spirituală. Noi trebuie, dragii mei, să ajungem la standardul spiritual la care Dumnezeu ne vrea. Și când vom pleca de aici, oriunde ne duce viața, în orice context al vieții ne-am aflat, să putem să luminăm lumina lui Hristos în jurul nostru. Un orb se plimba o lumină seara. Știți, orbii umblă cu bastona lor și se plimba. Și unul zice, intră așa un pic în el și: Domnule, dar matale, ești orb. De ce mai porți lumina în mână? Pentru ăia care văd și ar putea să intre în mine. Și aș vrea în această seară Dumnezeu să aprindă o lumină în sufletul nostru ca să vedem noi drumul clar și cei ce ne urmează și lumina lui Hristos să pătrundă în viețile noastre și alții văzând vorba Sfintei Scripturi, Matei capitolul 5,
faptele noastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Haideți în seara asta să ne ridicăm pe picioare. Și cântarea pe care vrem să o cântăm spune tocmai așa. Poartă-ți lumina prin întuneric. În orice suflet e un tainic dor. Aprins în noapte sau stins și gol, dor de lumină de veșnicie ascuns în inimi de Dumnezeu. Refrenul spune, poartă-ți lumina prin întuneric. Ai două șanse în seara asta. Fie să te plângi de întuneric și să te lași absorbit de el, fie în seara asta cu lumina pe care Hristos a aprins-o în sufletul tău, să mergi, să o porți în suflet, să spui, Doamne, un bec, dacă e bec și conectat la sursă, în cea mai neagră și beznă noapte din peșteră, și acolo va lumina. Daniel, când a ajuns în Babilon, și acolo a luminat. Era singur, fără părinți și prea tânăr, am fi spus noi. Dar nu prea slab să nu poată lumina. Iosif a luminat. Estera a luminat. Neemia se putea compromite cu obiceiurile păgâne a lui Ahasveros și ale împăratului vremii. Și el a zis, eu nu mă compromit și păstrez lumina lui Hristos. Acum e timpul tău. Sfinții ăștia au plecat de pe scenă istorie. S-a dus și Pavel, a plecat și Neemia, a plecat și mama, ori mai pleca și alții. Astăzi este rândul nostru să luminăm. Și poți muri ca o lumină în întuneric și te vei stinge noapte, sau poți să te lași absorbit de întuneric. Vrei să spui în seara asta, dăm harul să luminezi, Doamne. Și până la capăt,